deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Rut, capitolul 2, și vom citi de la versetul 14 până la versetul 23. Este cuvântul Scripturii pentru mesajul din seara aceasta și avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, avem nevoie de iluminare cerească, pentru ca mintea noastră să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, inima să-L creadă și viața să-L trăiască. De aceea, întotdeauna când citim Scriptura, ne rugăm fiecare în inima lui, în gândul lui, în șoaptă. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut: apropie-te, mănâncă pâine și moaie-ți bucata în oțet. I-a așezut lângă secerători. I-au dat grăunțe prăjite, a mâncat și s-a săturat și ce-a rămas a strâns. Apoi s-a sculat să culeagă spice. Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: lăsați-o să culeagă spice și între snopi și să nu o opriți. Și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice. S-o lăsați să culeagă și să nu o înfruntați. Ia cules spice de pe câmp până seara și a bătut ce culese. A ieșit aproape o efă de orz. A luat-o și a intrat în cetate și soacra sa a văzut ce culesese. Rut a scos și rămășițele de la prânz și le-a dat. Soacra sa i-a zis: unde ai cules astăzi spice și unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Și Rut a spus soacrei sale la cine muncise. Omul la care a muncit azi, a zis ea, se numește Boaz. Naomi a zis nurorii sale: să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei care au murit. Omul acesta este rudă cu noi, a mai spus Naomi. Este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Rut Moabita a adăugat: el mi-a mai zis, rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către nora sa Rut: este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice până la sfârșitul seceratului orzului și seceratului grâului. Și locuia cu soacră sa. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu, plecăm capetele și ne rugăm. Cu ajutorul lui Dumnezeu studiem în săptămâna aceasta Cartea Rut. Tema mesajelor este: Dumnezeu îți oferă viitor și speranță. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea ta. Și în fiecare seară am luat un aspect din această temă mare ca să înțelegem modul în care Dumnezeu ne oferă viitor și speranță. Cartea Rut este o demonstrație a faptului că Dumnezeu oferă fiecărui om, indiferent unde s-a născut, indiferent de familie, indiferent de trecut, indiferent de falimente, indiferent de necazuri, de compromisuri, indiferent de încercările vieții, indiferent de poziția socială, Dumnezeu oferă fiecărui om viitor și speranță. În prima parte a cărții Rut este prezentată o familie din poporul lui Dumnezeu care atunci când au dat de greu în țara făgăduinței, datorită păcatelor poporului, în loc să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, au hotărât să plece într-o țară străină, crezând că acolo se descurcă fără Dumnezeu și fără pocăință. Și au căutat viitor și speranță în lumea mare fără Dumnezeu. Au stat 10 ani acolo. Au avut parte de mari, mari încercări și pierderi. În țara aceea moare soțul și tata. Copiilor se căsătoresc în lume. Mor și ei. Și Naomi rămâne văduvă, rămâne fără copii, rămâne a nimănui într-o țară străină. Are două nurori care sunt moabite dintr-un popor păgân idolatru. Și în mijlocul acelor apăsări și încercări grele, primește o veste care îi deschide orizont. În țara de unde a plecat ea, Dumnezeu aduce binecuvântări.
Oamenii s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu le dă belșug. Se aprinde o luminiță în sufletul ei și dintr-o dată Naomi vede că în lumea unde a plecat fără Dumnezeu a ajuns la capătul drumului. Tot ce mai poate face este să se întoarcă acasă. Se întoarce acasă frământată de gânduri negre. Are discuții grele cu nurorile ei, încercând să le convingă să rămână în țara lor păgână, fără Dumnezeu, pentru că se teme că în țara făgăduinței Dumnezeu nu le va da viitor și speranță. Reușește să o înduplece pe una, pe Orpa. Pe cealaltă nu o poate îndupleca. Rut vede ceva ce n-a văzut nimeni atunci. Vede un Dumnezeu care are lucrări mult mai mari decât ceea ce se vede. Și credința care se naște în inima ei o determină să-i spune soacrei ei: nu insista, nu te lupta cu mine să rămân aici sau să mă întorc din cale. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Naomi se duce spre țara făgăduinței. Acolo vreau să mă duc și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Naomi urma să locuiască în Betleem. Acolo vreau să locuiesc și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Adevăratul Dumnezeu al Universului, Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, Dumnezeul tuturor binecuvântărilor, vreau să devină Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Adică decizia aceasta nu este foc de paie, decizia aceasta este una hotărâtă pentru toată viața. Unde vei fi îngropată tu, voi fi îngropată și eu. Adică vreau să mor în țara făgăduinței. Să fiu îngropat în țara făgăduinței, nu vreau să mă întorc în altă parte. Așa că pornesc la drum. Și am văzut că ajung la porțile cetății Betleem. Naomi este copleșită de amintiri de ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani când avea soț și copii, când avea bunăstare materială, se întoarce acum și este atât de zdrobită și este atât de înfrântă și este în vârstă și este săracă și este fără soț, este fără copii, este fără nepoți. Și în vremea aceea, dacă n-ai soț, n-ai copii, n-ai nepoți, n-ai viitor, pentru că viitorul depinde de continuitatea familiei. N-ai familie și a nimănui. Îți dispare numele de pe scena istoriei. Și frământată cu toate aceste gânduri, intră în cetatea Betleem. Femeile se uită la ea și sunt șocate. Naomi, tu arăți în halul acesta? Altfel ai arătat când ai plecat. Lumea, păcatul lasă urme adânci și pe față și pe suflet. Și Naomi le explică faptul că nu din vina ei, ci Dumnezeu a fost nedrept cu ea. Și are impresia că Dumnezeu a fost nedrept pentru că nu i-a tolerat viața în păcat mai departe și n-a lăsat-o să trăiască așa cum vrea ea. Dar ajunge în țara făgăduinței, ajunge în Betleem împreună cu nora Rut. Și încep de la început. Acolo Dumnezeu le oferă viitor și speranță. Și ne-am uitat aseară la modul în care Dumnezeu deschide ușa și Rut se duce să înceapă primul ei loc de muncă în țara făgăduinței. E săracă, ea nimănui, n-are pe nimeni, așa că începe din locul cel mai de jos de unde încep săracii și străinii care n-au pe nimeni, adică să culeagă spice de pe holdă, de pe urma secerătorilor, pentru că așa a lăsat Dumnezeu în țara făgăduinței, să aibă săracii și văduvele și orfanii, să aibă posibilitatea să adune ceva de pe câmp, ca să aibă și ei o bucată de pâine. Și Rut se duce în prima dimineață să înceapă viitorul ei în țara făgăduinței, de acolo de unde se poate începe. Fără să știe că ziua aceea este ziua în care Dumnezeu va schimba traiectoria, Dumnezeu îi va schimba viața, Dumnezeu îi va schimba destinul. O zi care poate schimba totul. Ai trăit o asemenea zi? Ai avut o zi în care s-a schimbat totul dintr-o dată 180 de grade. Se duce să culeagă spice.
nu cunoaște împrejurimile, nu cunoaște proprietățile, nu cunoaște nici proprietarii și îi spune soacrei: dă-mi voie să mă duc să culeg spice pe ogorul aceluia înaintea căruia voi căpăta bunăvoință. Adică să mă duc acolo unde voi da peste cineva care are inimă bună, care are o inimă generoasă, o inimă care este gata să primească și o străină. Și pornește la drum. Și ne spune capitolul 2, versetul 3. S-a dus să strângă spice și a ajuns într-un ogor și din întâmplare era ogorul lui Boaz. Și de aici, din momentul acesta, se schimbă totul. În ziua aceea cunoaște un băiat. E proprietarul. E proprietarul terenului. Este un om deosebit. Și începe o istorie atât de frumoasă, care slujește ca și model pentru fiecare dintre noi, pentru tinerii noștri, pentru familiile tinere, pentru familiile în floarea vârstei, pentru familiile în vârstă, și v-am spus că vârsta a treia începe de la 90 de ani. În seara aceasta vom continua să ne uităm la modul în care Dumnezeu oferă viitor și speranță cu următoarea temă. M-a invitat la masă. Oare ce planuri are? Am văzut aseară că după ce s-au întâlnit, Boaz a avut față de Rut o atenție deosebită. A invitat-o să rămână în ogorul lui pe toată perioada secerișului, să nu meargă în altă parte, pentru că era vremea judecătorilor și Biblia spune în vremea aceea nu era împărat, nu era ordine socială și fiecare făcea ce îi plăcea. Și a spus: rămâi aici în ogorul meu, pentru că aici ești protejată. Nu te du în locuri periculoase. Ești femeie tânără. Ești fără bărbat. Nu te du în locuri periculoase. Rămâi acolo unde este siguranță. Și îi spune: aici pe ogorul meu am poruncit servitorilor mei să nu care cumva să se atingă de tine. Aici ești protejată, aici vei putea culege spice toată perioada secerișului. Și îi mai spune ceva: o să-ți fie sete. Fântâna Betleemului este departe. Băieții mei, secerătorii mei s-au dus și au adus apă și avem rezervă de apă, este în vasele în care au adus apa și când o să-ți fie sete, să te duci la vase și să bei apă din apă pe care au adus-o secerătorii mei. Acum, pentru orășenia asta, nu știu dacă are așa semnificația pe care o are pentru noi cei care ne-am născut și am crescut la țară. V-am întrebat și aseară, cei care ne-am născut și am crescut la țară, mâna sus, să ne binecuvinteze Dumnezeu să aibă milă de orășeni. Mi-aduc aminte când eram copil și mă duceam la holdă. Și slujba pe care mi-o dădeau, știți care era? Să mă duc după apă. Și aveam ulciorul sau canta și trebuia să mă duc până la un izvor sau până la o fântână să aduc apă. În toată perioada aceasta ceilalți erau la oaltă și lucrau pe holdă. Și acolo se petreceau toate vorbele și toate noutățile, acolo cântau, era animație și eu eram singur pe drumul câmpului până la izvor și înapoi. Atât de mult mi-aș fi dorit să fie cineva mai mic decât mine și să spun: trimite-l pe el. Dar fiind cel mai mic în familie, am avut harul să mă duc după apă. Ei, Boaz îi spune lui Rut: e vremea secerișului. O să-ți fie sete. Aici este rezerva de apă. Este o invitație extraordinară. O fată săracă dintr-o țară străină a nimănui în holda ta să te invite atât de mult.
Încât Rut spune, cuvintele tale au mers până la inimă. Sunt copleșită de ceea ce faci. Cum am căpătat trecere înaintea ta? Eu o străină, eu a nimănui. Care e explicația că faci așa ceva? Și ajungem la capitolul 2, versetul 14. La vremea prânzului, Boaz o invită pe Rut la masă. Deci se întâmplă ceva, așa-i? Dumnezeu vrea să-ți dea viitor și speranță. Are metodele Lui, are oamenii Lui, are împrejurările Lui. Diavolul vrea să îți fure speranța și să-ți nenorocească viitorul. Diavolul s-a specializat în a le fura oamenilor speranța și a le nenoroci viitorul. Niciodată diavolul nu oferă viitor și speranță. Este doar Dumnezeu cel care dă adevărat viitor și adevărată speranță. Și când diavolul fură oamenilor speranța, Biblia ne spune că speranța este ancora sufletului. Când omul n-are speranță, se scufundă în deznădejde sau în depresie. Oamenii care se scufundă în depresie sunt oamenii fără speranță. S-a întunecat. Nu mai vezi lumina la orizont. Ai ajuns într-o situație în care nu vezi nicio rază de lumină înaintea ta. Depresia este o suferință teribilă. Este în creștere la ora actuală pe pământ. Numărul oamenilor, bărbați și femei, tineri și bătrâni, care suferă de depresie, este în creștere. Oamenii aceștia ajung acolo pentru că diavolul le-a furat speranța. Categoria de vârstă, cu rata cea mai mare a depresiei, sunt tinerii între 12 și 17 ani. Cea mai mare incidență a depresiei pe glob este la tineri între 12 și 17 ani. Pe locul 2, imediat, este următorul grup de vârstă. Tinerii între 18 și 25 de ani. Sunt prinși de depresie și numărul celor care scufundați în deznădejde, în depresie, fără viitor, fără speranță. Numărul celor care apelează la sinucidere este înspăimântător de mare. Cauza numărul 1 a depresiei este un cuget apăsat și un suflet care nu mai e agățat de nimic, n-are ancoră. Nu e legat de nimeni și de nimic. Este pur și simplu un suflet care e lovit de vânturi și de valuri. Într-o asemenea lume, Dumnezeu oferă viitor și speranță. Cum oferă Dumnezeu viitor și speranță? Mai întâi Dumnezeu, în harul Lui, ne eliberează cugetul de orice povară. Un psihiatru elvețian pe nume Paul Tournier a spus în una din cărțile lui că dacă pacienții lui din secția de psihiatrie ar experimenta iertarea păcatelor și eliberarea cugetelor lor, 95% din ei s-ar externa a doua zi. Dacă ar obține eliberarea sufletului, iertarea păcatelor, s-ar duce acasă a doua zi, eliberați. Dar este o împotrivire extraordinară a oamenilor ca să vină cu inima lor, cu cugetul lor înaintea lui Dumnezeu, ca să ceară iertare și eliberare. Cuget apăsat, relații deteriorate, relații fracturate. Și când Dumnezeu ne cheamă la El, Dumnezeu ne cheamă într-o relație cu El și apoi ne spune: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Binecuvântat să fie Domnul! După ce Dumnezeu face această lucrare supranaturală pe care o poate face numai El, Dumnezeu binecuvântează apoi cu relații speciale la nivelul oamenilor.
Dumnezeu îți scoate în cale oameni deosebiți. Și prin aceste binecuvântări Dumnezeu pregătește și persoana potrivită cu care să întemeieze o familie frumoasă. Dumnezeu este Cel care vrea să binecuvinteze fiecare persoană cu viitor și speranță și Dumnezeu vrea să binecuvinteze și cu familie. Este întemeitorul familiei. Întrebare. Într-o asemenea lume, ai vrea să ai, dacă ești băiat, băieții neînsurați. Vă rog să ridicați mâna sus, băieții neînsurați. Mâna sus să nu vă fie rușine. Abia așteaptă fetele să vă vadă. Să vă binecuvinteze Domnul. Fetele necăsătorite, mâna sus, fetele necăsătorite, mâna sus, fetelor, să vă binecuvinteze Domnul, nici vouă să nu vă fie jenă. Băieții s-au uitat și s-au uitat intens. Dumnezeu, în harul Lui, îți scoate înainte, la vremea Lui și cu metodele Lui, persoana potrivită cu care să începi o relație în vederea căsătoriei. Numai că noi trăim într-o cultură, într-o civilizație profund nebiblică. Lumea în care trăim noi are o cultură, o civilizație profund nebiblică. Și această cultură a lumii în care trăim noi ne influențează modul în care gândim relațiile dintre băieți și fete. Acum, părinții și bunicii, mâna sus. Părinți și bunici. Aleluia, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă aș continua testul cu întrebarea la care să răspundă tinerii și să răspundă părinții și bunicii, dar nu o să fac lucrul acesta, ci doar pun întrebarea. Întrebarea este următoare. E potrivit sau nu-i potrivit ca o fată la gimnaziu să aibă băiat prieten, să fie îndrăgostită? E potrivit sau nu-i potrivit? La gimnaziu, clasa 5-a, 8-a. Cine a zis? E potrivit ca un băiat în clasa 5-a, 8-a să fie îndrăgostit de o fată și să iasă cu ea în oraș? Cine a zis? Părinții și bunici, așa-i? Ducem întrebarea un pic mai încolo. Ajuns la 18 ani, e potrivit să aibă prieten, prietenă? Da sau ba? A trecut de 25 de ani, e potrivit să aibă prieten sau prietenă? Problema este următoarea. Ce înțelegem noi, părinții și bunicii, și ce înțeleg tinerii? Suntem în lumi paralele. Pentru că s-a întâmplat ceva în istoria omenirii care a schimbat modul de gândire și îngăduiți-mi să vă dau câteva elemente ale culturii noastre. Le-am luat de la un teolog din Statele Unite care a făcut un studiu, le-a sistematizat și ne spune următorul lucru. Ceea ce astăzi se numește relația de prietenie dintre un băiat și o fată și care se manifestă prin întâlniri romantice și pentru părinți și bunici e bine să știți că în limba engleză este și un termen specific, un cuvânt specific, la care zice dating. Și băieții și fetele spun, I have a dating, I have a date. Adică am o întâlnire sau am pe cineva cu care mă întâlnesc. E cuvântul de limbă engleză pentru ceea ce la burzuc era mult mai simplu. Când eu eram copil la burzuc, dacă un băiat se uita și îi roșeau urechile când vedea o fată, părinții ziceau că are drăguță. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte că are drăguță. Și dacă fata
avea și ea ceva sentimente, emoții, părinții sau cunoscuții ziceau că are drăguț. Ei, americanii nu zic drăguță și drăguț, zic dating. Date. Cuvântul acesta are o istorie destul de jenantă. A apărut în vocabular în America pe la 1890 și era folosit de către bărbații care se duceau noaptea în oraș cu femei ușuratice. Bărbații care ieșeau în oraș cu femei ușuratice spuneau că I have a dating. Am o întâlnire romantică. Când a apărut această idee, a apărut într-o lume în care relațiile între băieți și fete în vederea căsătoriei erau semnificativ diferite. Pentru că în vremea aceea, în mod normal, dacă unui băiat îi plăcea de o fată, se ducea la fată acasă și stătea de vorbă cu părinții și cu toată familia și cu fata în sufragerie. Și asta era întâlnirea băiatului cu fata, acasă la fată, în prezența familiei fetei, în așa fel încât să-l cunoască toată familia și el să cunoască toată familia. Și toată întâlnirea era acolo, de câte ori avea loc, cu acordul părinților, în prezența familiei, și când se termina starea aceea de vorbă, băiatul își lua la vedere și pleca acasă. Așa a fost și pe la noi prin țară multă vreme. Se ducea la fată, numai că la noi mai mergea băiatul însoțit de un prieten sau de cineva care era mai priceput în relații publice. Pe la 1900 însă, a apărut în America revista femeilor, Women Magazine. Revista femeilor a avut o explozie nemaipomenită în ceea ce privește popularitatea ei. În scurtă vreme a avut peste 1 milion de abonați. În această revistă, fetele și femeile erau educate cum să se îmbrace, cum să se macheze, cum să se comporte ca să stârnească interesul băieților. Scopul revistei a fost să le facă pe fete și pe femei să adopte un anumit stil de viață încât să atragă interesul, privirile, dorințele băieților. Revista le-a învățat cum să se îmbrace, cum să se comporte, cum să vorbească și s-a dezvoltat o adevărată industrie care să le învețe pe femei să devină atrăgătoare. Revista este și astăzi. Din curiozitate m-am uitat să văd care sunt articolele cele mai populare din revista aceasta. Îmi iau riscul să vă spun. Cum să ai o piele perfectă? Perfect skin. Toată preocuparea este până la piele. Cum să ai o piele perfectă? Și este o industrie întreagă pentru piele perfectă. Dar nimic dincolo de piele. Pe la 1920 au apărut în Occident și localurile, barurile, sălile de dans, așa că băieții nu mai se duceau acasă la fată să stea de vorbă cu fata în prezența familiei, ci o invitau în oraș. La dans, la locul unde pot să bea, să povestească, în aceste săli de spectacol. Pe la 1930 a apărut automobilul, mașina. Și a dus și mașina ceva în modul în care s-au desfășurat relațiile. Băiatul venea cu mașina în fața casei fetei, claxona, fata ieșea din casă, urca în mașină și pleca împreună cu băiatul cu mașina. Părinții nici nu mai vedeau pe băiat. Nici nu știau unde se duc. Dar
e dating. Are prieten și a venit prietenul să o ducă cu mașina. Pe la 1940 a mai apărut ceva. A apărut categoria burlacilor. Ce sunt burlacii? Sunt băieți care au trecut de o anumită vârstă, au o stare materială bună și sunt necăsătoriți. Și dacă este băiat cu stare materială bună și necăsătorit, el a devenit ținta fetelor care au fost învățate cum să se comporte, să stârnească interesul. Așa că a apărut o adevărată concurență între fete, care dintre ele să fie invitată de burlac. Și burlacii erau mari cuceritori în anii 40. În anii 60 a apărut mișcarea feministă. Mișcarea feministă a spus, eliberăm femeia de sub orice opresiune, nimeni nu mai poate spune ce să facă, ce să nu facă, așa că nu-ți mai spun părinții, n-ai voie să mergi, nu-i bine, nu e, se cuvine, ci mișcarea feministă a spus, avem toate drepturile, facem ce vrem noi. Așa că dating-ul a început să fie din ce în ce mai departe de ceea ce înseamnă viața de familie și tot mai mult în ceea ce înseamnă o viață, fiecare face ce vrea. În anii 1970 apar anticoncepționalele. Și anticoncepționalele vin și ele și colorează relația. De ce? Pentru că dacă băiatul a făcut cheltuială să-și cumpere mașină, să te ducă la petrecere, să te ducă la restaurant, să mănânci și să te distrezi, atunci fata se simțea obligată să ofere și ea ceva. Și un biet băiat din România care a aflat de lucrul acesta, a invitat și el o fată și după ce s-a plimbat cu ea la film și a dus-o și la înghețată și a dus-o spre casă, când s-a apropiat de casă a văzut că fata n-are niciun gând să-i răsplătească în vreun fel efortul și cheltuiala lui. Așa că a zis și vă redau în graiul lui din partea cealaltă a țării. Vai de mine și dureri și ce miros ditei. Merită plimbarea noastră 500 de lei? Adică a meritat să fac atâta cheltuială, mă aleg cu ceva? Și din momentul acela au început să facă tot felul de compromisuri. După anii 70-80, majoritatea băieților și fetelor care au trecut de 18-20 de ani nu mai stau cu părinții. Sunt la facultate, au terminat, sunt cu serviciile, sunt plecați în altă parte, așa că relațiile încep să ia și altă dimensiune. Stau împreună băiat cu fată în aceeași apartament, în aceeași garsonieră, ca să nu plătească amândoi chirie, găsesc tot felul de lucruri și relațiile au intrat într-o zonă din ce în ce mai departe de ceea ce înseamnă un comportament frumos înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dar asta este lumea în care ne-am născut. Peste astea, a venit și internetul din anii 90, a venit și social media după anii 2000 și acum toată lumea este liberă să facă ce vrea, când vrea și cum vrea. O carte care a apărut recent, vă citesc din cartea aceasta doar câteva paragrafe. Erosul înșelător, ocazional și superficial, ne îmbolnăvește viața. Milioane de tineri cad în capcana relațiilor pasagere, transformându-și trupul într-o marfă. Persoana umană capătă o valoare de schimb. Sufletul se vinde pentru o doză ieftină de dopamină. Bărbatul învață să exploateze corpul femeii. Femeia este instigată să învețe să își manipuleze soțul. Și ce rezultă? Tortura reciprocă între parteneri. Suntem condamnați să repetăm ceea ce nu reparăm. Iubirea modernă așteaptă ca un pacient nerăbdător să-și întâlnească medicul de specialitate. Se cere mai întâi diagnosticul și mai apoi terapia. Nori negri plutesc asupra inimii omului contemporan. Dragostea, dorim să o trăim plenar, dar nu mai știm cum. Trăim o veritabilă epidemie de singurătate printre adulții condamnați să agonizeze între entuziasmul virtual și cinismul real al unei societăți de consum. Cerul melancoliei umbrește călătoria muritorilor aflați în căutarea fericirii conjugale și mai puțin a responsabilității personale.
dacă ai risipit prea multe inimioare, dacă te-ai lăsat înșelată de excroci sentimentali, dacă ai amânat prea mult decizia unui legământ, dacă ai gustat din amarul destrămărilor timpurii, ai mușcat din oferta facilă a industriei videocet, e vremea să te trezești. Iubirea nu-i despre cum se nimerește, ci este după cum se construiește. Este o carte contemporană. Acum, în această lume, cu această civilizație în ghilimele, imaginați-vă cum se poartă discuțiile între părinți și copii, între bunici și nepoți. Lumea aceasta este însă producătoare de depresii, de tragedii, de mari, mari traume sentimentale și de destine care sunt ruinate. În comparație cu această lume, Dumnezeu oferă viitor și speranță și calea biblică a viitorului și a speranței este radical diferită de calea lumii. Dacă pe calea lumii accentul cade pe seducție și pe relații nepermise, pe calea Domnului accentul cade pe ascultare de Dumnezeu și pe caracter. Seducție și relații nepermise, pe calea lumii. Ascultare de Dumnezeu și caracter, pe calea Domnului. În cartea Rut, întâlnim doi tineri. Se întâlnesc și ce surprinde de la început este faptul că și unul și celălalt sunt preocupați în primul și în primul rând de ascultarea de Dumnezeu. Rut spune, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Mai târziu Boaz se uită la ea și spune, să te binecuvinteze Domnul Dumnezeul sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Preocuparea primordială a lui Rut este să fie sub protecția lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu. Este primul element care îi conturează gândirea tinereții ei. Boaz este de asemenea preocupat să-L onoreze pe Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă viața Lui și lucrarea Lui și când se întâlnește cu muncitorii Lui, cu secerătorii Lui, le spune salutându-i, Dumnezeu să fie cu voi. Adică relația Lui este caracterizată de această conștiință că totul vine de la Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu este peste toate. Și ei răspund, Dumnezeu să te binecuvinteze. Este această preocupare să-și administreze și business-ul și holda și să lase pentru săraci și să facă ceea ce Biblia spune. Este această preocupare pentru onoarea lui Dumnezeu. Atunci când preocuparea este onoarea lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, ceea ce rezultă este modelarea unui caracter extraordinar de frumos. Dacă ne uităm la caracterul lui Boaz, ne spune în capitolul 2 că Naomi avea o rudă după bărbat, acesta era un om foarte bogat, spune traducerea noastră, în altă traducere spune, era un om cu vază. Era un om deosebit de respectat. Respectat în sensul că avea integritate morală. Omul acesta avea o reputație de om moral și de om integru în mijlocul oamenilor. Avea reputația că este un om înțelept. Este un om pe care te poți bizui. Este un om responsabil. Este un om responsabil de modul în care își administrează averea. Se duce să vadă cum decurge seceratul, să vadă cum sunt lucrătorii, se duce să vadă ce se întâmplă pe holda lui. Deci este unul care nu stă acasă, bea și fumează și stă și face tot felul de lucruri nepermise. Nu e pe la baluri, nu este pe la baruri, nu este pe la cluburi de jocuri de noroc. Este un om responsabil. Pe ce pune mâna se vede. Ce lucrează el se adună. Și este un om care are rost la lucru. Este un om duhovnicesc. În toate discuțiile pe care le are el și cu secerătorii și mai târziu cu Rut, apare mereu, mereu persoana și lucrarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Este un om duhovnicesc. Este un om care
are această prezență a lui Dumnezeu în viața lui și conștiință față de Dumnezeu. Este un om respectuos. E bogat. Acum, când ai de-a face cu oameni bogați și cu oameni suspuși, fetelor, ascultați-mă cu atenție. Nu vă uitați cum se poartă cu șefii. Uitați-vă cum se poartă cu subalternii. Caracterul unui om se vede cum se comportă cu cei care sunt mai jos decât el. Câți dintre dumneavoastră ați cunoscut oameni care ling în sus și scuipă în jos? Oameni care sunt lingușitori față de șefi și disprețuitori față de ceilalți. Când Boaz se duce la secerător, e interesat de starea lor spirituală. Când o vede pe străina aceasta, este interesat să afle cine este, să vadă cum o poate ajuta și dintr-o dată este atât de generos și atât de atent, îi spune fiică, nu îi spune cine e străina aceea. Este de o bunătate și generozitate care surprinde. Rut este copleșită de generozitatea lui, de bunătatea lui. Fetelor, ați întâlnit un asemenea băiat? Mamelor, care v-ați dori un asemenea ginere? Vă rog să nu ridicați mâna. Așa e că ți-ai dori un ginere pe care te poți bizui, un om cu minte la cap, un om adunat, un om pe care îl respectă toată lumea, un om care are rost la lucru, un om care este duhovnicesc, un om care este generos, un om care are o bunătate, te copleșește prin bunătatea lui. E caracterul. Rut. Un alt caracter nemaipomenit. Fata aceasta care vine dintr-o lume păgână, dintr-o lume fără Dumnezeu, idolatră, îl descoperă pe adevăratul Dumnezeu și din clipa aceea sunt câteva trăsături de caracter nemaipomenite. Primul, loialitate. Este loialitate de la A la Z. Îi moare soțul și rămâne cu soacra. Și îi spune soacrei, nu sta de mine să te las să plec de la tine. Dacă suntem o familie și dacă a plecat soțul meu în veșnicie, eu vreau să rămân lângă tine ca familie. O loialitate extraordinară. Acum am spus în serile trecute să nu crezi că Naomi a fost o soacră ideală. Naomi a fost o soacră cu aspectele ei. Uneori mai dificilă, alteori mai ușor de mers, dar pentru Naomi problema nu este cum se comportă soacra, problema este loialitatea ei. Are o loialitate pe care te poți bizui. Este respectuoasă. Când vrea să meargă să lucreze, se duce la soacra ei și îi spune, dă-mi voie, lasă-mă, te rog, să mă duc să culeg spice. Adică nu trântește oșa și spune, pa, am plecat. Ci spune, dă-mi, te rog, voie, vreau să mă duc să culeg. Are un respect nemaipomenit. Uitați-vă, băieților și fetelor, la modul în care se comportă cei pe care îi vedeți, în respectul față de ceilalți. Este hărnicie. Este de o hărnicie care impresionează secerătorii. Șeful de echipă a lui Boaz la seceri și spune, de azi dimineață de când a venit, nu s-a odihnit decât o clipă în casă. S-a dus până în casă, s-a odihnit un pic, a venit și de atunci, într-una lucrează. Este de o hărnicie care impresionează la sfârșitul zilei. Când adună ce a lucrat în prima zi de serviciu, este copleșitor. Așa că v-ați dori onoră harnică soacrilor. E de o hărnicie care copleșește, impresionează. Este recunoscătoare. Dacă a primit ceva, este recunoscătoare lui Boaz și îi spune, aplecându-se înaintea lui cu un respect deosebit și îi spune, cum am căpătat trecere înaintea ta ca să îngrijești de mine o străină? O să capăt trecere înaintea ta, domnul meu, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers până la inima slujnicei tale și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicile tale. Este o bună cuviință care te copleșește. E respectuoasă.
nu e mofturoasă și nu este una care trântește ușa și pleacă și o mai vezi peste două săptămâni. Este de o sinceritate desarmantă. Vine după prima zi de lucru și îi spune soacrei ei ce s-a întâmplat. Îi spune pe cine a cunoscut și ce au vorbit împreună. Îi relatează soacrei ei tot ce s-a întâmplat. N-are ascunzișuri. N-are secrete pe care să le dosească să nu le afle cineva. Trăiește în lumină. Dar, dacă vă uitați cu atenție, din tot ce s-a întâmplat în ziua aceea, un singur lucru nu-i spune soacră ei. Vă rog să vă uitați în text și să văd dacă găsiți ce nu-i spune la soacră sa. Lucru care dovedește că are o înțelepciune deosebită. Din tot ce i-a spus Boaz, nu-i spune soacrei ei următorul lucru. Când Boaz spune, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai dinainte. Nu-i spune că a fost lăudată de Boaz. De ce credeți că nu-i spune la soacră sa? Ce ziceți, soacrele? E atentă ca nu cumva soacra să devină geloasă. Să nu cumva ca soacra să aibă ideea că la fata asta i s-a urcat la cap. Uite, acum vine să se și laude. E înțeleaptă. Și aceste două caractere se întâlnesc și se întâlnesc pe ogor. Se întâlnesc pe ogor. Acolo era ogorul lui Boaz, că era vremea secerișului. Dar, dragi tineri, ogorul Domnului este astăzi. Este ogorul lucrării lui Dumnezeu. Și se întâlnesc tinerii dacă vin la rugăciune, dacă vin la studiul tineretului, dacă vin la cor, dacă vin la exploratori, dacă vin la orchestră, dacă vin la plecări în misiune, dacă vin la slujiri de un fel sau altul, dacă vin în lucrare, orice fel de lucrare pentru Dumnezeu e ogorul. Acolo este locul în care e frumos să se întâlnească tinerii de caracter. Acolo unde băieții nu vin ca să impresioneze și fetele nu vin ca să stârnească interesul, ci vin ca să laude pe Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Acolo se întâlnesc Boaz și cu Rut. Și după ce are loc prima întâlnire, Rut nu este pregătită pentru întâlnirea aceea, nu este fardată, nu este machiată, nu este îmbrăcată atractiv, este la locul de muncă, se întâlnesc acolo și Boaz nu caută așa ceva. Boaz este impresionat de caracterul ei, este impresionat de mărturia ei, ea este impresionată de caracterul lui și de mărturia lui și se înfiripă o relație de interes. Versetul 14. La vremea prânzului, Boaz a zis lui Rut, Rut, vino aici lângă noi. E vremea mesei. Ea este săracă, n-are de mâncare. Rut, vino aici lângă noi. Apropie-te. Șezi și mănâncă din ceea ce au ei. Este pâine și este un fel de dip în care moaie pâinea ca să fie mai ușor și mai ușor de mâncat în vremea secerișului și a căldurii și îi dă să mănânce și Rut vine lângă ei. Și în traducerea din limba română este trecut cu vederea un detaliu, la noi ce i-au dat grăunțe prăjite, într-o altă traducere spune Boaz i-a dat grăunțe prăjite. Să te servească Boaz la masă? E patronul, e stăpânul, eu sunt săraca, străina. Și Boaz o invită să stea cu ei la masă. Dar vreau să rețineți următorul lucru. O cheamă la masă la lumina zilei și o cheamă la masă în mijlocul celorlalți. E grupul de secerători. Boaz nu-i spune, Rut, hai că luăm mașina mea și mergem undeva să nu ne cunoască nimeni. Atenție, tineri! E important să porniți relațiile când sunteți în grup și sunteți pe ogor.
Când sunteți mai mulți, acolo este locul în care puteți vedea caracter, acolo puteți vedea modul în care trăiesc pentru slava lui Dumnezeu, acolo puteți vedea lucruri care, dacă ești numai tu cu ea sau tu cu el, nu se văd. Este această întâlnire în grup. Doamne, frumoase sunt grupurile de lucru și de rugăciune. Dacă îl întrebați pe fratele Dan cum e să lucrezi cu ei în tabără, o să vă spună, atât de frumoase sunt taberele și sunt pe ogor acolo și noi spunem, Doamne, binecuvintează-i. Dar când Boaz o invită la masă, mai este un aspect. O invită să facă parte din grupul lor. Nu mai e o străină. Când te-a invitat la masă, te-au asimilat. Ești una dintre noi. Nu mai ești străină aceea, nu mai ești sărac aceea, nu mai ești izolat aceea, ești între noi. Vino și apropie-te. Apropie-te șezi și mănâncă. Atunci când stai la masă, poți vedea lucruri pe care nu le vezi de când stai cu cineva la masă și stai cu cineva la masă în public. Acolo vezi multe lucruri. Acolo vezi și cum mănâncă, și cât mănâncă. Acolo vezi lucruri pe care nu le vezi în altă parte și nu le menționăm acum. Dar, vedeți, toată această relație este o relație care are loc la lumină, are loc între doi tineri de caracter, are o evoluție atât de frumoasă și de sănătoasă, încât Rut n-are nicio problemă să meargă acasă să-i spună mamei tot ce s-a întâmplat. Se termină masa. Știți ce face Rut? Adună ceea ce n-a putut mânca, că Boaz a fost atât de generos încât i-a dat să mănânce și i-a dat să mănânce din belșug. E o întâmplare cu un tânăr mai sărac care a invitat fata să iasă cu el la restaurant. Și s-au dus la un restaurant și când a ajuns acolo, băiatul a văzut că meniurile sunt cam scumpe, a văzut că pormâneul lui nu ține la cât ar fi consumul pentru ei doi în seara aceea, dar cum să-i spună fetei să nu comande, cum să-i spună că n-are bani, că băiatul vrea să fie cât se poate de generos și de impresionant. Așa că se uită la prietenul lui și spune, auzi, grăsuța mea scumpă, ce ai vrea tu să mănânci seara asta? Boaz nu procedează așa. Boaz nu vine cu șmecherii. Boaz este generos și Rut este chivernisită. Ceea ce a rămas adună și adună pentru cine? Pentru mama soacră de acasă. N-a mâncat nimica toată ziua. N-a mâncat nimica toată ziua. Eu am avut din belșug și eu adun ce a rămas. Și de seară nu o să mănânc eu, ci o să mănânce mama soacră. Așa că e caracter frumos. Așa că este o dovadă nemaipomenită. Toate acestea se văd acolo, dar când se termină, se duce să continue să lucreze. Se duce să culeagă spice mai departe. Nu se duce cu fluturi la cap, gata, m-a invitat Boaz la masă, sunt prima donă, sunt divă. De acum încolo nu mi-ajunge nimeni cu prăjina la nas. Se duce mai departe cu aceeași hărnicie, cu același bun simț, cu aceeași modestie, se duce să lucreze până seara. Seara când a terminat de cules, singură bate orzul, că nu erau mecanisme pe atunci, batoză sau treierătoare sau alte lucruri, ca să treiere ce a semănat, era nevoie să le bată și le-a bătut, le-a adunat, le-a vânturat și a strâns recolta dintr-o zi și spune aproape o efă. Asta înseamnă 24 de litri. Un vas de 24 de litri, vreo 20 de kilograme de boabe de orz culese cu mâna spic cu spic într-o zi. Știți cât culegeau în general cei care se duceau să culeagă? Dacă reușeau să culeagă un kilogram, era mare realizare. Ea culege și într-o zi are un rezultat nemaipomenit și se duce acasă la soacră sa și Naomi este cu experiență și când vede cât a adus, știți ce face Naomi? Este absolut șocată. Spune-mi,
unde ai fost și cine ți-a purtat de grijă. Așa ceva e neobișnuit. Așa ceva nu se poate. S-a întâmplat ceva aici. Și Naomi izbucnește într-o primă binecuvântare și spune: binecuvântat să fie cel ce s-a îngrijit de tine. Binecuvântat să fie, cineva ți-a purtat de grijă. Naomi vede că ceva supranatural este acolo. Și Rut îi povestește: am fost pe ogorul unui anumit Boaz. Și uite ce mi-a zis el. Și dintr-o dată, în mintea lui Naomi se aprinde o nouă luminiță. Se aprinde o nouă luminiță. Vede ceva nemaipomenit. Știți ce vede? Știți ce vede? Vede ceva ce spune: are drept de răscumpărare. Rut vede ceva. N-o să rămâi restul vieții tale să curești pice. Dumnezeu nu te ține acolo restul vieții. Dumnezeu ți-a așezat înainte o ușă nemaipomenită. Cel cu care te-ai întâlnit este răscumpărătorul. Cel care îți poate schimba statutul și destinul. E mai mult decât spice de o zi. E ceva de o viață. E ceva dumnezeiesc. Și spune Rut să nu care cumva să pleci de acolo. Acum, este o subtilitate acolo, dacă vă uitați în text. Rut Moabit a zis, el mi-a mai zis: rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat. Slugile sunt băieții. Slujnicele sunt fetele. Boaz i-a zis: Rut, ai venit în familia noastră. Stai în prezența băieților la secerat să cunoști băieți. Că ești aici străină, ești necăsătorit acum, stai cu băieții mei. Și Rut îi spune soacrei lui Naomi: uite ce mi-a zis. Și Naomi a zis către norul s-a Rut: este bine, fiica mea, să ieși cu slujnicele lui. Rut, atenție! Să nu care cumva să greșești ușa. Rut, Dumnezeu ți-a așezat înainte ceva care e glorios. Să nu care cumva să te duci în altă direcție. Rămâi cu fetele și rămâi, pentru că este ceva ce schimbă viața. Este cel care are drept de răscumpărare. Acum, cel care are drept de răscumpărare este cel care nu ne dă doar pâinea de toate zile, ci ne dă ceva mult mai glorios. Știți ce spune Iov în mijlocul necazurilor lui? Știu că răscumpărătorul meu este viu. Și se va arăta la urmă pe pământ. Iov spune: nu cineva care mă mângâie, cineva care mă răscumpără, care mă ia și îmi schimbă starea, care mă ia și îmi schimbă statutul, care mă ia și îmi schimbă destinația, care mă ia și schimbă totul. Și când Biblia vorbește despre răscumpărare, dintr-o dată se deschide o ușă dincolo de nori. Pentru că printre alte titluri ale Domnului nostru Iisus Hristos este și acesta: El este răscumpărătorul nostru. El este cel care a venit pe pământ, s-a uitat la noi, pe holdele pierdute ale lumii acesteia, pe drumurile pierdute. A venit răscumpărătorul, a venit să ne schimbe destinația, viața, și dacă este cineva în Hristos, este o făptură vie, cele vechi s-au dus. Vă rog să deschideți la cartea Apocalipsa la capitolul 5. Apocalipsa, capitolul 5. El, mielul lui Dumnezeu, a venit și a luat cartea din mâna celui ce stătea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice norod, din orice limbă și de orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. Aleluia! Amin! Este vorba de răscumpărătorul nostru.
Când Naomi vede răscumpărătorul, se deschide o ușă care trece dincolo de atunci, dincolo de acum, înspre veșnicie. Este un răscumpărător. Este unul care ne ia din lumea păcatelor. Este unul care ne ia falimentele, este unul care ne ia eșecurile, ne ia rănile, ne ia toate durerile noastre și ne răscumpără de acolo și face din noi copii de Dumnezeu. Într-o zi, un profesor de teologie din Oklahoma și-a luat soția și-au plecat într-un mic concediu în statul vecin Tennessee. Și într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, într-un restaurant din Tennessee, au văzut un domn, 60-60 ceva de ani, un om destul de prezentabil, cu o față senină și foarte jovială, care se ducea de la masă la masă și îi saluta pe cei care mâncau și le spunea ceva frumos. Și profesorul, care voia câteva zile de liniște să nu-l deranjeze nimeni, îi spune soție, sper că nu vine și la masa noastră. Că numai de asta n-avem chef acum să ne țină de vorbă, să ne spună povești. Da? Personajul vine la masa lor. Îi salută și îi întreabă de unde sunt. Și spun că sunt din Oklahoma. Cu ce ocazie? Într-un mic concediu. Ce lucrați? Sunt profesor de teologie la un seminar teologic. Și omul spune, atunci trebuie să vă spun o întâmplare ca să știți cum să-i pregătiți pe studenții la teologie ca să fie buni păstori. Și se așează la masă lângă ei și spune, aici în zona noastră, în Tennessee, a venit o familie de migranți italieni. Aveau și o fată frumușică, dar fără prea multă judecată. Și fata asta a fost atrasă repede într-un cerc de băieți și unul și-a bătut joc de ea, i-a promis că o ia în căsătorie, a lăsat-o însărcinată, a amenințat-o că dacă spune că e de la el însărcinată, îi ia zilele, că e migrantă, și fata cu rușinea ei și cu frica ei a dat naștere la un băiețel și i-a pus numele Ben. Ben n-a avut niciun prieten. Și când mergeau să cumpere ceva la magazin, oamenii se dădeau în lături că e femeia aia a nimănui. Și vorbeau în urma ei cu glas tare, oare cine e tata copilului? Când copilul s-a dus la școală, niciun copil din clasă n-a vrut să stea cu el în bancă, așa că a stat singur în bancă. Și copiii din clasă, în fiecare pauză, întrebau, s-a aflat cine-i tata? Și Ben stătea în fiecare pauză și apăsat și umilit. Și în pauza de masă mânca singur. Mergea singur spre casă și strigau în urma lui băieții, cine-i tata? Și Ben și-a trăit anii copilăriei cu această apăsare și rușine. La 12 ani, a aflat că a venit în localitatea lor un pastor la biserică și e diferit de toți ceilalți. Că e altfel, că e cald la suflet, că stă de vorbă cu oamenii. Și Ben a hotărât să meargă, dar s-a dus ultimul ca să nu-l întrebe nimeni nimic și pleca primul ca să nu-l întrebe nimeni nimic. Și duminică după duminică era tot mai captivat de mesaj și de ceea ce explica pastorul. Și înțelegea că lumea nu e atâta cât a trăit el până acum, că e ceva mai mult. Într-o duminică s-a așezat în bancă și copleșit de mesaj, n-a observat că și de o parte și de cealaltă în banca lui s-au așezat alți oameni și la terminare n-a reușit să iasă primul. Și a ieșit împreună cu mulțimea. Și când a ajuns la ușă, pastorul i-a pus mâna pe umăr și a spus, băiete, young boy, who is your father? Băiete, cine e tatăl tău? Impresionat pastorul de copilul acesta care vine la biserică, neștii nimica. Dintr-o dată s-a așezat o tăcere din asta așa de mormânt, pentru că toți oamenii și-au dat seama ce se întâmplă.
Pastorul și-a dat seama că a făcut o gafă, așa că se uită la băiat și spune: dar de ce te mai întreb? Că doar caracterul tatălui tău se vede desăvârșit în tine. Ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu e tatăl tău. Și spune Ben: în ziua aceea am aflat că am tată. M-am dus acasă și m-am dus atât de fericit. M-am dus acasă știind că am tată în cer. M-am dus la biserică fiecare duminică. La 15 ani m-am întors la Dumnezeu și m-am botezat. Și acolo s-a schimbat viața mea. Și musafirul care stă la masă zice: spuneți-le celor pe care îi pregătiți să deschidă întotdeauna ușa spre cer pentru cei care îl ascultă. Ajutați-i, pregătiți-i să treacă dincolo de necazurile de pe pământ înspre cele cerești. Vă doresc un timp frumos aici în statul Tennessee, se ridică și pleacă. Profesorul copleșit, pentru că bătrânul la plecare spune: să vă mai spun ceva. Eu sunt Ben. Eu sunt copilul acela. Pastorul cheamă ospătara și întreabă: cine este domnul acesta Ben care a venit? Și ospătara spune: nu-l cunoașteți. Este Ben Hooper, guvernatorul statului nostru. De fiecare dată vine și stă de vorbă cu toți oamenii, indiferent cine sunt. Și de când este el? La noi în restaurant nu este niciun străin și niciun călător. Îi face pe toți să se simtă acasă. Cum, dragii mei, Tatăl nostru ceresc are miliarde și miliarde ca Ben. Eu sunt unul dintre ei și tu ești unul dintre ei. Și în seara aceasta poți să fii și tu. Pentru că a venit Iisus Hristos să te cheme, să-ți dea viitor și speranță, să-ți dea caracter, să te așeze în relații și să facă să-L cunoști pe Răscumpărătorul. Ai vrea să vii înaintea Lui? Ai vrea să stai înaintea Lui să spui: Doamne, dacă ești așa de plin de har și de dragoste, uită-te la tinerețea mea, uită-te la trecutul meu, uită-te la familia mea, uită-te la rănile mele, uită-te la păcatele mele, la falimentele mele, Doamne, iartă-mă și pe mine și fă din mine copilul Tău. Răscumpără, Doamne, greșelile mele, răscumpără falimentele mele. Și noi spunem: Doamne, răscumpără falimentele noastre ca părinți și bunici, răscumpără greșelile noastre, întoarce-i pe ai noștri la Tine. Și în seara aceasta ne rugăm ca Dumnezeu să schimbe destinul și direcția tinerilor noștri pe calea Domnului cu viitor și speranță. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Plecăm capetele în rugăciune. În seara aceasta tu poți fi acel Ben. Tu poți fi acel copil, acel tânăr, acel bărbat, acea femeie care ai trăit dezamăgirile și rănile lumii, care ai trăit falimentele și care ai crezut că Dumnezeu n-are nimic special pentru tine. Seara aceasta tu ești cel care te întâlnești cu Răscumpărătorul, care spune: cu sângele meu am plătit prețul iertării păcatelor tale ca să poți să devii copil al lui Dumnezeu și ești chemat în familia glorioasă a lui Dumnezeu. Și El spune: veniți la mine. E chemarea Lui la care tu trebuie să răspunzi. Pleacă inima înaintea Domnului și înalți o rugăciune și spune: Doamne, la frumusețea caracterului Tău, la măreția dragostei Tale, la bunătatea Ta și la ceea ce oferi Tu viitor și speranță, la ceea ce mă oferi Tu pentru prietenie, pentru relații, pentru frumusețea trăirii mele aici și apoi toată veșnicia în glorie, mă așez pe altarul Tău. Primește-mă, Doamne, și iartă-mă. Spune: Doamne, în baza jertfei Fiului Tău, iartă toate păcatele tinereții mele. Răscumpără-mi tinerețea, Doamne. Dacă ești căsătorit și ai făcut greșeli, spune: Doamne, răscumpără-mi greșelile din familia mea. Repară ce am stricat eu. Dacă suntem părinți și bunici și ne uităm că în urma noastră sunt nemântuiți, spunem: Doamne, răscumpără-i pe cei dragi ai noștri. Atrage-i la Tine. Și Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la Mine, nu-l voi zgoni afară. Veniți la Mine pentru că brațul Lui este deschis, inima Lui de Dumnezeu e plină de dragoste și Dumnezeu vă cheamă și ne cheamă în familia Lui. Dacă ești gata să-i răspunzi, să spui: Doamne, în seara aceasta
Am înțeles ce plan ai cu mine, am înțeles ce binecuvântări ai, am înțeles calea ta, am înțeles harul răscumpărării. Doamne, primește-mă, mă întorc la tine. Înalți o rugăciune din adâncul inimii, dar împreună cu rugăciunea aceea. Te mai rog în numele Domnului să mai faci ceva, să-mi arăți printr-o mână ridicată că te-ai rugat și ai spus lui Dumnezeu să se îndure și să te răscumpere, să-ți ierte păcatele, să facă din tine copil de Dumnezeu la balcon. Oriunde este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă și spune: Doamne, aici sunt, primește-mă, să vă binecuvinteze Domnul. La balcon, dacă mai este ceva, da, v-am văzut, dacă mai sunt alții la balcon. Vrei să spui: Doamne, mi-așez tinerețea pe altarul Tău, mi-așez viața și viitorul, primește-mă, Doamne. Da, v-am văzut, lăsați mâinile jos acolo, dacă sunt alții la balcon. Oriunde ești, ține mâna sus ca să o pot vedea, spune: Doamne Iisuse, aici este viața mea, îmi cunoști falimentele, durerile, rănile, iartă-mă și primește-mă la balcon, dacă mai este cineva. Ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. A Lui să fie slava, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, sub balcon, este Domnul Dumnezeu care se apropie de inima ta și gata să spună: vino, veniți la mine. Dacă ești gata să spui: Doamne, primește-mă și pe mine, iartă-mă și pe mine, arată-mi printr-o mână ridicată. Jos în sală, dacă este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Oriunde ești, e bătălia aceea din inima ta, este lupta aceea spirituală nemaipomenită și spune: Doamne, dă-mi putere. Mă arunc în brațele Tale, fă din mine copil al Tău. Dacă este cineva, ridică mâna sus și spune: Doamne, primește-mă. Da, am văzut, să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva jos în sală, poate că ne urmărești pe internet, Dumnezeu are viitor și speranță pentru tine. Dar încă se mai dă o bătălie spirituală în locul acesta. E o bătălie așa de mare, pentru că acela care vrea să-ți distrugă viitorul și speranța, care vrea să-ți distrugă viața, care vrea să te desparte de Dumnezeu, face să se năpustească asupra minții tale atâtea gânduri, face să simți inima că este atât de tulburată. Sunt oameni care mi-au spus că în clipa aceea au simțit că îi lasă puterile, n-au avut putere să ridice mâna și apoi, ca printr-o minune dumnezească, trăite eliberarea. Dumnezeu le-a dat putere să ridice mâna și să spună: Doamne, din seara aceasta vreau să devin al Tău, să fiu copil al Tău. De aceea rămânem în rugăciune și în timp ce cântă corul bărbătesc, lasă melodia cântării, lasă cuvintele, lasă să-ți pătrundă în inimă, lasă să-ți răscolească viața și stai față în față cu harul lui Dumnezeu în răscumpărătorul Iisus Hristos Domnul. Este calea lumii care duce la pierzare, este calea Domnului care duce la viață. Este calea lumii care distruge relații și abuzează. Este calea Domnului care binecuvintează relații și face vieți și căsnicii frumoase. Viață frumoasă și veșnicie frumoasă. Și Biblia spune: v-am pus înainte viața și moartea. Blestemul și binecuvântarea, alege. Alege viața ca să trăiești. Este o alegere. Este înaintea ta. Lasă mesajul corului să adauge la ceea ce a însemnat mesajul cuvântului și să-ți răscolească inima. Păcatul are atâtea glasuri. Lumea fără Dumnezeu te cheamă pe căile ei. Dar este un glas din cer și este singurul glas acelui care și-a dat viața pentru noi, acelui care a stat pe cruce între tâlhari și a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Acela care n-a putut sta în cer știind că Tu te duci în iad. Acela care a venit în lumea noastră să ia păcatul Tău și al meu. Pune cum vino la mine, ascultă glasul. Ți-e sufletul însetat după pace? O sete pe care nu o poate stâmpăra decât Cel care ți-a dat suflet. Ce te-ar putea ține departe de El? Și noi spunem în rugăciune: Doamne, orice separă sufletele de Mântuitorul, Te rugăm să dai la o parte. Deschide ușa, Doamne, în inimă ca să poată veni la Tine. Vino la El. Și vino chiar acum. Pentru că astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima,
Dumnezeu n-are niciodată făgăduința mântuirii pentru mâine. Acolo unde ești, stai înaintea Domnului și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Și în timp ce te uiți la viața ta, îndreaptă-ți ochii inimii spre Calvar, spre Golgota. Pedeapsa păcatului este moartea. Și Biblia spune: El a fost pedepsit de Dumnezeu și lovit pentru păcatele mele și ale tale. Dar jertfa aceea este jertfa iertării și oricine crede în El este primit și este binecuvântat cu statutul de fiul lui Dumnezeu, cu viitor și speranță. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus și spune: Doamne, primește-mă și pe mine. Este ultima chemare să vă binecuvinteze Domnul. V-am văzut acolo, dacă sunt alții, țineți mâna sus că sunt mulți la balcon, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut și acolo, dacă mai sunt și în partea aceea, ține mâna sus și spune: Doamne, primește-mă. Jos aici în sală, dacă mai este cineva, spune: Doamne, primește-mă. Aici este viața mea, mă arunc în brațele tale. Ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Oriunde este cineva jos în sală, a Lui să fie slava. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste toată adunarea și peste cei care ne-ați urmărit online. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească.